Bună, sunt Mia. Înainte să încep, vă rog să vă abonați la canalul meu, să apăsați clopoțelul și să dați like, că mă ajută foarte tare. Să vorbim de foștii concurenți, că am mai găsit câteva informații. Dacă vă amintiți de Aaron, de la sezonul 5, parcă, care a venit cu bunica lui, a încercat două relații, nu i-a reușit și până la urmă a fost eliminat. Normal, fără cuplu, a eliminat. A făcut un live în mașină cu bunica, bineînțeles, care urmărește Miria sa, era la curent cu tot ce se întâmplă, îi știa pe toți și zicea că la capricii nu prea se uită, că mai are și a treabă, vă dați seama, nu poți să stai atâtea ore să te uiți doar la televizor, e și plictisitor. Iar în mașină mai era și bebelușul cu nevasta, dar pe ei nu i-am văzut, că era în spate, camera era pe el direct și bunii lui lângă el. Spunea că susține pe Delia și Liviu, bunica. Da, vă dați seama. Foarte bine. Păi Delia și Liviu sunt printre preferați. Nu ai mei, eu n-am preferați. Mie mi-a plăcut Adriana și Laura, atâta tot. Dar Laura cu Albert nu-mi place, dar nu contează. Și îl întreba dacă în sezonul 9 mai sunt certuri ca în sezonul 5 și bunii spunea că nu mai sunt așa ca Dana, doamna. Aia făcea circ cu Nora. Mai ales după ce se încurcase Leo cu ea. Și mai spunea lui Aaron că au venit multe mame, decât un băiat e fără mamă, se referea la Vlad, care zice că era bolnavă, dar eu l-am auzit spunând că n-a vrut să vină. Și el zicea, păi eu n-am timp să mă uit la Mireasa, am familie, am un copil, plus că zicea că au o afacere și n-are timp, pun și ei o afacere, ca toată lumea. Zicea bunii că i-a avut o experiență frumoasă, dar nu i-a plăcut când a plecat Aaron, ea rămânând pentru Sese. Cu ea și zis, n-ai rămas cu Sese? Ba da, dar nu e același lucru. Și zice Aaron în glumă, dacă nu eram în sura, mă duceam la insula iubirii. Iana de la sezonul 5, parcă, da, care l-a încurcat. Zic așa, pentru că exact așa a fost, eu așa am văzut pe Andrei. Cu promisiuni, chiar l-a făcut să vină și la ea în Moldova, dar normal că nu era pentru ea. Ea vrea dăștelalți cu bani. El ce putea să-i ofere? El nu putea să-i ofere absolut nimica. Trebuia să-și dea seama. Ea era o fată care își dorește multe. Nu știu ce glumă a vrut să facă. Era îmbrăcată într-o rochie mulată și se vedea puțin burtica, lumea credea că e însărcinată, chiar au felicitat-o. Și ea s-a bucurat că a felicitat-o, zice că dacă a felicitat-o, lumea se interesează de ea. A răspuns la felicitări, a mulțumit și mai zicea, nu credeam că o să luați în serios gluma mea, dar nu sunt însărcinată. Acum e cu alt băiat, că ați văzut că ea îi schimbă, e stilul de fată care la vârsta când schimbă, Stefano sau cam așa ceva, un băiat tatuat, avea multe tatuaje și a fost și ziua ei, a făcut 25 de ani, a invitat-o pe Alina, dar nu știu care e Alina, a invitat-o la ziua ei, o Alina, poate să fie din Mireasa, poate să fie, nu știu chiar care Alina, pentru că n-a dat amănunte, a spus decât pe Alina. A invitat-o la petrecere, a ținut petrecere. Ați văzut că ea și-a operat nasul, l-a făcut altfel, i s-a schimbat total fața, nici nu mai seamănă cu ea cea de la Mireasa. Eu să știți că nu am plăcut-o. Nu le plac pe cele din Chișinău, nu că n-am problemă de unde sunt, poți să fie și de pe altă planetă, nu mă interesează de unde sunt. Dar toate au avut același comportament. Nu mi-a plăcut cum s-au purtat cu băieții noștri, absolut deloc. Fiecare au făcut cuplu și după aceea, care ați urmărit, știți despre ce vorbesc. Și ea, și Inga, sau cum o chema pe elaltă, cu alt Andrei, și Irina, tot cu un Andrei la început și după aceea ce urât i-a vorbit Mariei. Deci, nu-mi place cum se comportă. Atât Alina cu
Valentin, care e tot de acolo, dar ea nu se compară cu celelalte. Ea chiar e o femeie serioasă, are copil, are tot ce. În continuare de Ela, care s-a căsătorit la finala sezonului 4, da? A fost ziua ei, am primit 26 de ani, au postat foarte multe fotografii împreună și singuri. Ei au fost un cuplu liniștit, n-am urmărit sezonul cum urmăresc pe ăsta, dar am văzut ceva, știu că mama lui doamna Ioana era total împotriva, Mihaela de fapt o cheamă, Mihaela, el era total împotriva ei. Acum văd că s-au împăcat, ce să facă, s-au căsătorit, în ora ei, a vrut-o, n-a vrut-o. Poate că n-a vrut-o într-adevăr sau poate că a făcut doar circ așa de dragul emisiunii, că mai sunt și care fac așa ceva. Au câștigat, foarte bine că au câștigat. Iar cu ocazia zilei a primit flori, bineînțeles, și mesaje, Petrică, i-a trimis mesaj că îți mulțumesc că existi. Păi ce mai frumos de atâta nu există. Eu cel puțin nu văd. Ești cea mai specială, te iubesc și de-astea, vedeți? Și ne vrea, vrea. Ei chiar s-au iubit, să știți. Din moment ce au stat împreună, stau împreună, au fost și în casă, doar ei doi, nu cum în sezonul acesta, tot schimbe când pe ăla, când pe ăla. Face cuplu, se strică cuplu, a răzut la început, s-au făcut 4 cupluri, 3 s-au schimbat. Ei au fost niște concurenți serioși, că de asta au și rămas împreună. Chiar au vrut să căsătorească, chiar au vrut familie. Păcat că ea a pierdut sarcina, dar sunt tineri, sunt în putere, pot să facă de acum încolo câți copii vor. Asta e părerea mea. Nu de asta e problema, dar trebuie să ia o hotărâre, pentru că e bine copilul să fie dorit. De oricum, într-un cuplu tânăr, ce poți să-ți dorești altceva? Și Sergiu de la sezonul 8, răspundea și el pe un live la întrebări. Cineva a întrebat dacă recomandă mireasa, a spus că da, du-te acolo și o să trăiești experiența. Apoi am mai vorbit cu cineva și spunea că, Sergiu spunea, că am înțeles că ai fost în sezonul trecut haterul meu. A vorbit iar cu cineva din Anglia care zicea că s-a uitat la emisiune și că se uită acolo la el. În Anglia se uită foarte mulți colegi de-ai lui și zicea Sergiu, păi dacă românii se uită, nu sunt englezii interesați de emisiunea mireasa. De ce ar fi? Mai a intrat cineva după aceea, o femeie, și tot vorbeau diferite lucruri, tot de emisiune, vorbim mult de emisiune, de concurenți, și zice că el nu ține legătura cu nimeni, decât cu ea, cu femeia aceea cu care vorbea, dar ea n-a fost în emisiune și dacă cineva îl caută, el le răspunde, da, așa nu. Nu, știți că el a fost căsătorit cu Madi, n-a mers, oricum nu mergea, pentru că s-a văzut clar, încă din sezon, s-a văzut foarte clar că el voia premiu. Era foarte sigur că o să-l ia. Și poate chiar îl lua, dacă n-ar fi intrat Marius și Ioana, că ați văzut că în ultimile 2 sezoane au fost câștigate doar de noi concurenți. Da? Cine s-ar fi așteptat? Și în sezonul 7 și 8 la fel a fost. Au intrat noi concurenți și le-a suflat premiul care erau de la început. Și ați văzut că sunt împreună. Bineînțeles, Antonio și Maria au luat banii. Încă din ianuarie am impresia, dar Marius nu știu dacă a luat banii. Dar oricum, dacă nu i-ai luat, trebuie să ia. Am văzut că sunt în Germania, bine, mersi, fericiți, nu numai banii sunt importanți. Dacă relația merge bine, de ce să împarți banii și să te desparți? Chiar nu înțeleg. Alina, de la sezonul 5, că tot am vorbit de Republica Moldova, de ea îmi place, mi-a plăcut și în sezonul, nu contează că e de Republica Moldova, am spus, n-am nicio problemă, de unde sunt, cu locația lor, am problemă cu ce fac, așa? A primit un colet de la Pharmacy, a primit și a scos de acolo din colet și ne-a arătat ce a primit. O ceară de sprâncene.
Eu să știți că nici n-am auzit că există așa ceva, dar dacă a zis Alina, o cred. Detergent bio, care zicea că spală hăinuții la bebe, gel de duș, cremă de mâini pentru Valentin, ați văzut, s-a gândit și la Valentin, normal. Cremă de mâini pentru ea, luciu de buze cu sclipici și creion de ochi negru, gloss. A primit și un cadou, mi se pare că un gloss și un șampon. Niște șervețele umede și spunea că prețurile sunt foarte bune, calitate, au calitate, toate produsele și le recomandă. Asta e bine că le recomandă, mi se pare că și lucrează ea acolo, primește și distribuie de mai departe sau le vinde, nu știu. Cum era înainte cu, dacă vă amintiți, erau alte firme din astea, de, mai cumpăram și eu, dar eu cumpăram mai mult parfumuri, Oriflame sau cum le zicea, cred că e și acum firma, este, da, este. Chiar am impresia că e sponsorul emisiunii Mireasa, acum sezonul 9. Da. Dar vedeți, Alina are și bebe, chiar a și închis live-ul că zicea că plânge bebe, l-auzeam. Am văzut și câteva fotografii, am vorbit despre asta, i-am îmbrăcată foarte frumos cu bebe, frumos tare copilașul. Chiar mă bucur că îi arată fața, că tot îi pusese un de la rotun galben, ca să nu-l vedem, de ce? Cine are treabă cu un bebeluș de niciuna. Să nu-l uităm pe Roberto, durduliul de la sezonul 7, da, care a încercat cu multe fete, dar n-a mers cu niciuna. Chiar a încercat și cu o chema pe aia înaltă, cu gura largă. Acum ziceți că se răutăcioasă, dar chiar așa arăta. Care zicea că are prieteni cu beneficiu, uite că nu mai amintesc cum o chema. Dar nu contează, a încercat cu mai multe. Foarte posesiv era, grămadă pe ele, le cunoștea de două zile și deja le făcea declarații, femeilor le place așa ceva, așa că a ieșit singur, fără nicio fată de mână, cum și-ar fi dorit, dar a găsit o iubită, o cheamă Gabriela și a postat o grămadă de fotografii. Eu l-am simpatizat pe Roberto, chiar mi-a plăcut și povestea lui, că a fost înșelat și că s-ar putea să aibă un copil, dar femeia aceea mai mare ca el cu mulți ani n-a vrut să facă testul de paternitate, dar asta e fix problema lor. Mă bucur că și-a găsit în sfârșit, că își dorea. A primit foarte multe mesaje de la cei care au văzut pozele. Frumoasă fata, chiar frumușică. Cineva i-a scris, sunteți minunați. Alt băiat care a fost concurent, care și-a găsit iubită, este Cosmin Munteanu, câștigătorul sezonului 6, care de fapt n-a câștigat nimic. A pus și el fotografii cu iubii lui și a găsit și el iubii. Foarte frumos că și-a găsit ce să șadă și să plângă după ce. După cine să plângă, când abia după cine plânge. Că ați văzut ce i-a făcut. El era foarte tânăr, ea avea experiență și avea și pe peluță. Da, avea peluță. Farduri de la Chanel și cu conturing. Mai bine că s-au despărțit. Acum are iubită, e fericit. Cam atât am avut până acum. Vă doresc în continuare o după masă plăcută. La revedere!